La toți de față și viitori, sănătate, sunteți la Vreau să știu, educație financiară, ca de fiecare dată alături de prietenii noștri de la Profit Point, cărora le mulțumim și fără de care, chiar dacă sună așa ca un șablon, dar este adevărul gol-goluț, nu am fi putut realiza acest podcast. Am început, când eram noi tinerei, am făcut pași, v-ați apropiat de noi, au existat și întrebări, le-am răspuns pe parcurs, am încercat să atingem cât mai multe domenii cu amendamentul clar că în fața dumneavoastră, în fața voastră, se află un tip care nu se pricepe. Adică nu există o discuție între doi specialiști. Specialistul este invitatul de la Profit Point, iar cel care nu se pricepe sunt eu, dar am convenit lucrul acesta de la început, că atunci de fiecare dată când voi avea câte o întrebare, când e ceva ce nu am înțeles, voi întreba reprezentantul Profit Point pentru a lămuri lucrurile. Acestea fiind zise, nu mai lungesc. În față avem pe cineva care a creat notebook-ul. Și voi să ziceți, filmul ăla cu Ryan, nu filmul cu Ryan Gosling și așa mai departe, ci este un instrument financiar care ne ajută foarte mult. Ca să nu mai lungim, Adela Roșca, trainer Profit Point. Să rămână, bine ai venit! Salutare! Să rămână! În primul rând, o luăm de la început. N-am ce să fac, trebuie să intru și în copilărie și așa mai departe. Zi-ne două vorbe. Copilărie normală? Da, da. Dintr-o familie care, nici nu știu, la început nu au stat neapărat foarte bine, financiar vorbind. Tatăl meu a plecat în străinătate o perioadă de timp, având niște datorii, încercând să le repare, să plătească datoriile și așa mai departe. Iar mama, din banii adunați de tatăl în străinătate, a înființat un business. Wow. Și practic, pentru că el nu mai voia să stea acolo, voia să vină înapoi acasă. A fost cadru militar, nu se mai putea întoarce înapoi, dându-și demisia. Am înțeles. Și atunci nu voia nici să meargă într-o altă direcție să lucreze, așa că au fost nevoiți cumva să facă ceva a lor. Bun. Și așa am înființat un prim business. Care poți să ne spui măcar domeniul, nu? Sau... E pe domeniul florilor. Wow! Bă, interesant. Deci distribuție de flori. Nu în București sau în București? Nu. Tu ești din? Din Bistrița. A mers? Da, mulți ani. Până în pandemie. Când în pandemie a falimentat. Wow. Și acolo s-a terminat povestea respectivă cu florile. Aș zice că cred că de mică am crescut cumva într-o familie de antreprenori, de oameni care își doreau mai mult, voiau să facă mai mult de la viață, erau dispuși să sacrifice anumite lucruri ca să aibă ceva ce pe vremea respectivă nu era sau nu puteau să facă. Și asta te-a ajutat mult după aceea. Da, da. Adică ai avut baza, ai avut terenul pe care ai călcat. Am avut mentalitatea pe care am primit-o. Asta mi se pare că a contat foarte mult. Adică așa am văzut, cel puțin în cazul meu la școală, diferența dintre mine și ceilalți copii. Mentalitatea pe care eu o aveam. Că pot să fac și pot să... Da. Indiferent cât de greu e sau ce probleme am. Da, că nu este nevoie doar să învăț la școală ca să găsesc un job. În sensul ăsta. Ci că e nevoie să învăț la școală, să înțeleg niște lucruri care ulterior să mă ajute să fac mai mult decât poate doar un job. Eu aproape pe toți invitații întreb, copilărie, erai copil atomic? Erai liniștit? Erai copilul atomic de îl dădeau părinții afară doar ca să scape, să mai facă ori? Erai liniștită? Nu. Știi că mai sunt ea, dă-mă la un sport pe ăsta să părinții, știi? Dă-l la un sport să-și consume energia. Am făcut dansuri de mai multe tipuri, am fost un copil activ. N-aș zice că am fost un copil neapărat cel mai cu minte, deși asta, fetele... Asta, recunoaște acum, mai recunoaște, nu? Da. Hai că uite, ușor încep să... Spune-ne tot! Fetele de obicei sunt mai cu minți. Da. Eu eram destul de zvăpăiată. Băiețoaică? Da, iș. Hai, uite, ușor, vezi? Da, așa. Și da, îmi consumam energia prin dans, prin activități sportive, de genul ăsta, nu altele, care sunt altfel de sportiv nu sunt. Dar totuși, dansul nu e o disciplină ușoară. Adică zici că... Știi, doar că nu am făcut niciuna de performanță în sensul ăsta. Una singură mi-a plăcut foarte mult și pentru asta am regretat ulterior că n-am mai făcut. Făcusem 4 ani balet. Eram prin clasa 1-a, 2-a, pe acolo. Atunci finalizasem deja, deci de pe la vreo 5 ani făcusem balet. În Bistrița exista o școală de balet, dar nu exista ceva specializat după clasa a doua, a treia, când tu deja deveneai mai mare. Nu era. Decât să te duci la școala din Cluj. Am înțeles. Eu, copil de clasa a doua, s-a însemnat ca toată familia să se mute cu mine în Cluj, că n-am cum să stau singură. Da. Posibilități financiare nu aveam, așa că am decis să nu ne mutăm.
Și acolo s-a terminat, practic, și din ce dau seama, ai regretat. Da, da, am mai încercat ulterior dansuri populare, dansuri sportive, street dance. Nu cred. Tu street dance? Da? Da, da, da. Da, bine, nu făceam în sensul ăla de te învârți în cap și știi, nu de chiar așa. Voi te închipuia, nu, 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 făceau băieții din echipă treaba asta, nu noi, fetele. Dar... Da, dar era o perioadă de efervescență, pentru că uite, a venit aici, iartă-mă un picuț, Paul Gheorghe, care e unul dintre dumnezeii breakdance-ului și streetdance-ului la noi și ne-a vorbit de perioada aia de început, ne-a buvnit râsul pe amândoi și vreau să spun că la anul, la Jocurile Olimpice de la Paris, la Jocurile Olimpice, ăsta breakdance-ul este disciplină oficială cu titlul de campion olimpic. Foarte bine. Da? Deci tu ești pe palier cu un sportiv de la canotaj. Da. Da? Campion olimpic. Și eu am început să râd așa și zic, auzi mă, dar nu e un pic cam forțat așa, zic, tu ești pe palier cu, și mi-a spus, vrei să știi ce înseamnă un breakdance sau un street dance, din câte sporturi împrumutăm noi mișcările? Și am început să atletism, karate, judo și zic, gata. Nu e, da, nu e gata, nu ușor, te, da. Nu te... Enera, cu mintea de acum și cu faptul că ești trainer la Profit Point, dacă dai timp înapoi, ești de acord cu mine că tot de la voi am aflat că, de exemplu, pușculița sau chestiunile la ține banii ca să-ți iei ceva mai bun, nu-i cheltui acum, era un prim pas de educație financiară la nivelul la care era, adică să nu o forțăm. Da, da, și eu, uite, acum mi-amintesc un moment... Făceam treaba asta când mergeam la școală, spre exemplu, îmi dădeau părinții bănuți, da, ca dacă vrei să cumperi ceva, exact, să ai. Și nu cumpăram de cele mai multe ori sau mă zgârceam la ce cumpăr ca să mai rămână niște bănuți pentru chestii, nu știu ce, la vârsta respectivă ce voiam să cumpăr. Și adunam. Și țin minte că aveam era o poșetuță din asta așa în care adunam niște bănuți. Și tu puneam acolo și aveam în cameră o masă mare așa din asta de 12 persoane și țineam cum erau scaunele legate sub masă, nu ascunsă, cred, da? Gentuța, ca nu cumva să o găsească ai mei. Era secretul tău cum... Da, acolo puneam eu banii ca să nu vadă că eu de fapt nu-i cheltui și nu mănâncă. Pe urmă mă certa, dar de ce de nu mănânci la școală? Da. Da. Zine că îți dă mai mult sau ceva dacă tot da, vrei să... Da, dar eu știam că nu stăteam neapărat atât de bine încât să pot să cer. Am înțeles. Mult mai mult. Și atunci cumva cred că aveam responsabilitate de genul ăsta, văzând că poate nu e așa de ușor, nu ne e chiar așa de ușor, să mai țin și eu un pic de ei. Până într-o zi în care mi-a luat mama. Ah. Pentru că a zis că nu aveam bani de pâine în ziua respectivă. Ah, da, da, uite. Și avea nevoie până la salariu, nu știu ce, și i-a luat bani respectivi. Asta era înainte să plece tata, înainte să plece. Am înțeles. Atunci a fost o perioadă mai grea. Știi, pentru că mai... acum, prin prisma domeniului în care lucrești, atunci clar nu te gândeai niciodată, dar au venit oameni și au spus pușculița, mersul cu colindatul la bunici și așa mai departe, sunt primii pași. Erau activități, da, de educație financiară, doar că nu cred că nu, le priveau așa. Nu, nu dai seama. Nu, 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 hai să nu exagerăm. În școală, tu cred că ești o generație un pic mai mică decât mine, nu? În școală se făceau lucrurile astea. De exemplu, noi n-am făcut. Eu, generație, liceu terminat în 94, am făcut economie, într-a clasa terminală, într-a 12-a, prin care treceai ca gâsca prin apă. Adică n-am ce educație financiară, nimic. Și atunci învățai statul și economia, piața de tip oligopol, cerere și ofertă. Și cam era. Da, ca să o dai la un examen. Nu mai țineai minte nimic în septembrie. După ce dăduseși examenul, era gol. Nu era practic. Nu, și eu, spre exemplu, am 29 de ani, nu sunt mulți chiar așa de tânără. Ba da, ești mult mai jos. Da, mult mai, dar nici la generația nimic. Mea nu exista în școală, nu. Era aceleași materii. Educația antreprenorială, în care discutai despre cum funcționează un business. Noi n-am avut asta. N-am avut nimic. Nu era deloc? Deloc. Doar economie, atât. Dar economie, doar așa că vrei să zici că se pupa cu educația financiară, dar la bază... Se făcea economie, doar că eu nu am prins pentru că era în profil real. Mi-am făcut matematică, și informatică și la noi nu se făcea economie decât la profilele celelalte. Și tu făceai, iartă-mă, de astea cu antreprenorială? Aveam o materie, da, era destul de... Adică, proful nu era de specialitate. Da, era profesorul care preda antreprenorială, preda și psihologie, mai preda, exact, și educație civică, mai preda și nu știu ce, ca să se facă o catedră întreagă de număr de ore sau nu știu da, cum da, e organizarea da. La ei.
cam așa era. Și făceam de multe ori chestii de să ne imaginăm dacă am avea o firmă, ce firmă ar fi, ce fel de produse. Nu era rea treaba asta. Da, era... Era un păsuleț atât, amititel, un pas mic. Da, dar nu într-un mod în care să poți să zici că într-adevăr te ajută în viață. Și asta a fost o chestie pe care eu am învățat-o după ce am terminat liceul și ulterior în profit, păi mi-am dat seama de chestia asta, că noi învățăm multe lucruri la școală, multe dintre ele sunt bune, învățăm cum să facem bani, de ce să facem bani, dar nimeni nu învață ce să facem cu ei. Mamă, ce bună e asta. Deci de ce, cum, dar ce facem cu ei? Da. Învățăm cum să-i facem... Te duci la muncă, faci, ai un business, da, ai... Da, domenii de activitate, care câștigă mai bine, care câștigă mai puțin. Bun, îi câștigăm, îi câștigăm fizic. Dar nu știm ce să facem cu ei. Cum să gestionăm, cum să-i cheltuim, unde să-i depozităm, nu știu, instrumente financiare, asta nu se învață nici în școală, nici în facultate. Corect. Și automat acolo deja se taie din start, nu știu cum să zic. În facultate ai făcut ceva? Am făcut partea de business. Bun, și ai făcut chestiunea asta sau s-a intrat direct, haide mă să învățăm? Nu știu cum sunt în alte facultăți, dar eu am fost foarte încântată de facultatea de business. Bun. Exagerat, adică extraordinar de încântată, pentru că fiind dintr-un domeniu de antreprenoriat cu părinții, am zis, ok, trebuie să fac și eu, duci mai departe același lucru. Da. Duci mai departe același lucru, faci tot antreprenoriat și atunci m-am dus către zona asta să învăț să gestionez. Bun, și acolo exemplele erau palpabile, era ceva în legătură cu realitatea. Da. Suna șablon iarăși, ancorat în realitate sau citeam niște cărți așa și... Erau foarte multe exerciții practice, toate proiectele erau făcute practice. Eu, de exemplu, la vremea respectivă am început să gestionez o florărie, care să fie businessul meu și să-l gestionez. Da. E de 11 ani am făcut treaba asta, până în pandemie. Și tot ceea ce am învățat la facultate, am pus în practică mult pe florărie și am văzut că am reușit să o cresc și să o dezvolt. Bun asta. Deci a fost o facultate destul de practică. Deci tu de pe băncile facultății, cum se zice, lucrai sau, mă rog, aplicai ceea ce învățai la facultate. Da. Pentru că mulți știi cum spun, mă, 3 ani, am pierdut 4 ani și așa mai departe, sau aștept să termin ca să termin cei 4 ani, 3 ani și după aia să încep. Nu. Dar la tine lucrurile astea te-au ajutat, tine lucrurile acestea te-au ajutat. Da, cred că depinde și dacă vrei să faci. Pentru că, cum eu, de exemplu, voiam să fac lucruri, mai erau și colegi de mei care nu voiau să fac. Da, exact. Contează. E chestia de care spuneai tu, de voință și de faptul să nu renunți niciodată. Da. Bun, în București? Cum ai ajuns sau cum ai venit? Astăzi. Stau în Cluj. Nu stau în București. Am crezut că am înțeles. Stau în Cluj. Acolo m-am mutat pentru master. Vezi, tot ai ajuns la Cluj. Până la urmă, finalmente. Da, pentru că gestionam florăria respectivă și aveam evenimente, nunți, botezuri de organizat, era o activitate foarte frumoasă, doar că veniturile din domeniul florilor este oscilant. Adică în perioadele de vară, spre exemplu, se câștigă foarte bine că ai clientelă. Dar ce faci în ianuarie? Dar sunt unele luni în care stai și aștepți să intre cineva și nu mai intră și așa mai departe. Și atunci, cumva eu mi-am dat seama, eram prin facultate deja, cred că în anul 1 sau anul 2 de facultate, atunci mi-am dat seama că e cam complicat să poți să ai o familie în viitor cu venituri oscilante dintr-un singur business. Businessul reprezintă singura sursă definită a familiei și tu din asta să întreții familia, copiii și așa mai departe. Și zic, păi nu... Scârție ceva. Nu prea e ceea ce mi-aș dori să se întâmple. Și atunci m-am dus către investiții, să mă interesez despre altceva. Dar altceva care să nu mă ocupe loc mult timp. Eram angajată, vorba vine, în propriul business. Da. Nu m-am mai dus să mă angajez în altă parte ca să am salariu, că mergeam acolo și stăteam ore întregi în florărie și făceam și organizam lucruri. Așa că m-am dus către zona asta. Am avut prima dată la contact cu zona de investiții în facultate, în care aveam un profesor, aveam o monedă, o materie, se numea monedă și credit. Bun. Și profesorul zicea, țin minte, fraza asta zicea așa, băi copii, învățați să faceți bani prin alte metode. Că nu mai stă nimeni în viitor să facă muncile de jos. O să fie automatizat. Vor fi câțiva care vor mai face munca de jos. Învățați să faceți bani altfel. Normal că unii dintre noi au luat în considerare, alții n-au luat în considerare. Eu am fost din categoria împreună cu alți colegi în care a zis, păi uite ce chestie interesantă, ia să-l întrebăm mai multe. Ce vrei, mă, Nenicule, să spun cu asta, da, nu? Și în pauzele de la facultate, dintre
mai dădeau câte o pauză, 10 minute, noi mergeam la el, la catedră, în discuție. Și ne-a arătat tot felul de grafice, de analize, nu știu, indicatori financiari, companii și așa mai departe. Și ai prins gust. Și zic, interesant, da. Nu e treaba mea, dar după pandemie nu ai mai putut redeschide business-ul? Bun, s-a întâmplat, ai intrat în faliment, s-au pierdut niște bani și așa mai departe. Asta a făcut 2021, să zicem, sau când, și s-a revenit la normal. N-ai mai putut sau nu s-a mai vrut? Pentru că dacă spui, știi de ce te întreb? Ca unul care nu se pricepe, dacă a mers o perioadă de peste 10 ani... Da, nu? A fost mai mult de... Bun, 15. 5, da, 15-20, cam așa. Vine sincopa asta cu pandemia și după aia... E, noi aveam două business-uri în paralel. Era florăria de care eu am și gestionat. Care a murit. I-a supraviețuit, și dar... Și depozitul de flori. De flori. Adică comerțul angro, în sensul ăsta, care... Faliment a zice poate mult spus, că nu era în sensul ăsta. Perfect, dar am închis noi, da. Și pentru după că aia? Nu mai funcționa. N-am mai mers către zona asta, fiindcă au apărut concurență cu niște prețuri am mult înțeles. Mai bune, clienții s-au dus din țară pentru că noi nu mai aveam posibilitate am înțeles. Să mai aducem flori în perioada respectivă, clienții automat s-au dus către alte firme și noi ar fi trebuit să o luăm ca și cum am fi luat de la zero. Numai un pic către n-am microfon, știi, să... așa. Da. Bun, am înțeles, că mă gândeam, zic, de ce nu ai mai pornit, știi, de... E greu să mai dai foc, să mai pornească locomotiva, n-am dar... N-am axat pe altceva. Am înțeles. N-am axat pe altceva. Bun. S-a terminat facultatea? Da. Am venit la Cluj. Aveai în cap cam ce vrei să faci? Pe partea asta de financiar sau nu? Adică ce... Pe tine când te întreba doamna învățătoare, ce vrei să te faci... Roșca, ia, când vrei să fii mare, tu ce vrei să faci? Profesor. Profesor. Asta spuneam, profesor de geografie. Asta voiam să fac. Bun. După aia Da, asta a fost momentul în care am zis vreau să fiu profesor de geografie pentru că îmi plăcea geografia, să călătoresc, să fac ghid turistic din astea. Dar părinții au spus, băi fată, nu se câștigă prea mor de foame, mămic. Nu prea e ceva, nu are sens. Du-te către altceva, caută economie, caută financiar, caută ceva vezi, care să fie mai știu. De viitor. Da. Și atunci când am mers la facultate, am putut să aleg între facultatea de geografie sau de business. Am ales business-ul. Ai ales cu, știi, nu cu sufletul, cum se zice, știi, da, hai să da, ne gândim. Mi-a intrat la suflet între timp. Am înțeles. Facultatea. Și în facultate nu mi-am făcut modulele pedagogice. Pentru că mintea mea era, cu siguranță nu o să mai fiu profesor, că n-am ce nu preda din economie. Sau le-ai făcut? Nu. Nu le-am făcut. Că mă gândi că nu am ce să predau de economie, pentru că o catedră de economie e foarte mică. Nu te vedeai profă de economie. Nu. Aș fi vrut să fiu probabil la facultate profesor. Am înțeles. Dar ne făcând modulele pedagogice, mi-am dat seama că îmi doresc într-adevăr treaba asta foarte mult ca o chestie suplimentară pe lângă business la master, unde la master când am venit în Cluj și m-am interesat despre modulele pedagogice, trebuia să le fac pe toate cele de la licență, plus ceva modul de la master care mai era. Adică o chestie da. Suplimentară. Și zic, na, s-a cam dus șansa de a fi profesor. Am tras bățul. Asta am zis. Clujul te-a halit, te-a acaparat? Diferență mare, adică în momentul în care ai venit din Bistrița acolo? E un oraș mai mare, da. E un oraș mai mare, dar nu aș zice că... Știi că mulți acuză șocul ăsta. Nu. Nu. Nu, nu. Mie mi s-a părut că e un oraș cu mai mult potențial, într-adevăr, dar mi se pare că e foarte important să știi ce să faci cu el. Am înțeles. Pentru că, uite, de exemplu, mulți oameni preferă Clujul pentru că e distractiv, pentru că e viață de noapte, pentru că există localuri da, și așa mai da. Departe. Dar în momentul în care tu intri în câmpul muncii și ai activitate nu și treci deja ai. De un 25, nu te mai duci, te învârți cam în același cartier, adică nu mai. Da, lasă cluburile de noapte. O singură întrebare, pentru că mi-ai făcut poftă efectiv în sensul că cu acea copilărie frumoasă și după aia trecem la ale noastre. Bunicii au existat la țară? Tu ai avut țara aia? Adică te întreabă unul care de la București pleca la bloc. Da, știi? Păi... Aia, adică cu da, în ambele cu, părți. Cu zarzăre, cu, da, cu în ambele roșii, părți, cu... Da, 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 și de la mama și de la tata, bunici la țară, se termina școala, erai plecat, pic, păi, aia, ajungeai în septembrie înapoi, în oraș. Atât, te spăla pe 14 septembrie, știi, ca să, da, să ai venit să te fac alb la loc, și pe 15 la școală. Da. Deci ai avut copilăria aia clasică, frumoasă, da. Frumoasă. Pentru că cred că... puținele generații care am mai prins. Da, păi de-aia te-am și de întrebat. Da. Da, din asta așa clasică, fără telefon, ziceai mă duc afară, nu sta mult și
Nu mai veneai? Veneai tu când veneai, tine, da. Te certa când veneai, a doua zi mergea iară. Uitai de mâncare, găseai bucat de pâine. Da, înghețai dacă... de frig iarna, dar nu... Ma. Când, știm, sigur da. Ai prins momentele alea când atât era de frig afară, știi da. De când eram mică, ne udam tot. Ma. Din cap până în picioare, de când ajungeai și te dezbrăcai, stăteau pantalonii da, drept, da. Așa. Bine, acolo iernile erau și ierni frumoase. Da, am prins. La colibița băgai? Pe vremea aia exista șmecheria cu colibița? Exista, dar n-am prea fost așa. Nu, eu aveam bunici prin alte părți, nu către zona aia. Am înțeles. Bunicii aceia erau bunici, adică păstrători de tradiții și așa mai departe? Adică tu ai crescut cu treburile astea? Da. Nu trecuseră spre modernism. Nu, adică cozonacul nu. Se făcea de... Da, știi, chestiunile astea, cu... Știi de ce întreb? Ție ți se poate părea ciudat. Bă, stai, nu este la profit, poți să dacă vopseam ouă. Dar noi n-am avut lucrurile astea. Și atunci când găsești un om care a trăit lucrurile, știi că toți întreabă unde te din București, din Cutare. Da, nu mai e. Unde? Beton în spatele blocului. Și când vine cineva, știi, vrei să... Uh-huh. Să auzi. Da, așa era. Adică eu țin minte că mergeam cu copiii la colindat, da, mergeam la da. Biserică, existau, trebuia să mergi cu bunica peste tot, adică bunica te lua la mormântare, la biserică, la nuntă, la vecina, la aia, mergeai la peste comană, tot. La de tot. Da, nu da. Conta, peste tot da, erai. Da, da, vino mamă încă acum. După să... ouă, cu de Paște, da, îmbrăcați da. În roșu, frumos, da, așa, da, deci vezi? Chestiile astea clasice, da. Ele s-au stins, ușor, așa, tradițiile astea? Sau încă se mai păstrează noi mai prin avem, zonele alea? La noi în zonă, într-adevăr, de Crăciun, spre exemplu, este o tradiție care încă s-a păstrat. Se face un joc din ăsta popular. Ce tare! Un specific popular. Da, din păcate și... le vedem o singură dată la televizor atunci. Uite, da, da. Noi, acolo în sat încă se păstrează. Două, merg tineri, dansează doar tineri băieți din sat. Da. Cu ciucuri la picioare, tot ce trebuie și merg așa din casă în casă și dansează la fiecare casă în parte. Ce tare! Hai să ne întoarcem la ce ai făcut după facultate, adică după ce ai terminat facultatea, s-a terminat facultatea? Eu am mai încercat în facultate zona de investiții, dar nu pot să zic că mi-a ieșit neapărat și cumva am cam renunțat atunci, pentru că știam niște lucruri din facultate de la profesorul respectiv, dar nu într-un mod în care poți să faci investiții corect. Și atunci am încercat, da. Normal, dar nu mi-a ieșit așa cum aș fi vrut eu. Și atunci am zis ceva nu e ok. Te-ai speriat? Adică ai zis, băi, dacă nu iese... Nu neapărat, ci mai mult a fost o dezamăgire că eu aveam speranța că de acolo o să fac ceva, wow, și numai nu ieșea. Și cumva a fost dezamăgirea în care a zis, băi, dar nu vreau să fiu antreprenor o viață întreagă, să stau să muncesc în propriul business de dimineața până seara ca un angajat, că nu asta îmi doresc. Atunci nu mai ești antreprenor. Da, antreprenoriatul meu era cam altceva în mintea mea. Și ai zis stop. Și atunci am zis, ok, stop, nu mai facem investiții în felul ăsta pentru că n-are rost. Am venit la Cluj, aici din nou am luat contact cu investițiile, făcusem un internship la bancă, la o bancă, făcusem un internship acolo și normal că din nou instrumentele financiare se prezintă da. Și mai departe. Și am luat contact cu ele și zic, iar trebuie să fac, să mă apuc să mai învăț. Hai că îmi place! Da, să mai încerc o dată da, și așa mai da. Departe. Și cu mintea de acum. Da, da. La o perioadă, cred că scurtă de timp, cam așa, am luat legătura cu ProfitPoint pentru un prieten, care el făcuse niște cursuri și el mi-a zis, wow, ce tare, era extraordinar de încântat, trebuie să vii și tu, să vezi ce se întâmplă. Și zic, lasă-mă, nu cu cursuri, cu din astea, că eram destul de sătulă în facultate de da, cursuri. Nu și mai zic, trebuie mai din cursuri astea. Și din astea, da. Dar a zis, nu, că merită, spune eu că merită, e un curs gratuit, n-ai ce pierde, tot se lipește ceva de tine. Asta era vorba. Da. Și zic, na, hai să vedem despre ce a fi vorba. Și te-ai dus. Și m-am dus la cursul gratuit. Mi-a plăcut foarte mult trainerul, l-am admirat foarte mult. Acolo mi s-a născut din nou dorința de a fi profesor și zic, băi, ce rău îmi pare că nu mi-am făcut modulele alea. Da. Dar era gata posibilitatea. Cât... Da, era dusă posibilitatea de a fi profesor. Cred că asta a fost... Deci și la voi, scuză-mă, și la voi exact ca la profesorii de care te îndrăgostești de materie prin intermediul profesorului, așa și la aici, în domeniul acesta. Adică dacă, exact cum zici tu, dacă ai avut un trainer, pe cel care l-ai auzit prima dată, a făcut așa în mintea ta, gata. Da. Știi? Adică contează enorm. Eu cred că mai ales în domeniile de genul ăsta unde ai nevoie de un mentor pentru carieră, ca profesor, ca, da. Ești cumva un mentor, trebuie să fii un model pentru pentru copiii, pentru omul din fața ta. Cred că oamenii nu urmează domeniul neapărat, ci urmează omul. Bună asta. Dar spui că nu prea credeai în lucrurile astea. Credeam hai să trecem, da. Să vedem despre ce e vorba. Da, intrăm,
în magazin și vedem dacă... Așa, da, și am ajuns la curs. La ce, așa, hai, dimă, că... Și mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut trainerul, am zis, wow, și aș vrea să fiu trainer în cazul. Și iată, s-a erotit inelul. Nu știu dacă inelul. Există posibilitatea, eram așa, n-are cum, ăștia când sunt... Când se întâmplă asta, adică cât timp a trecut dintre dorința ta și faptul că ești trainer? Sunt în cadrul companiei de 4 ani. Și asta când se întâmpla? Adică cât a trecut... Cam cât, de cât timp am tangență cu domeniul de investiții? Sau nu, de cât timp de când ai intrat și ți-ai dorit, l-ai văzut pe om și ai zis că vrei să fii trainer și până când ai devenit? Adică n-a trecut mult, nu? A durat un pic, un an. Ai mult rău un an. Da, nu, da, cam așa cred că a durat. Dar ține acum doar așa între noi doi. Cum a fost prima zi în care ai fost trainer? Descrie un pic. Îți povestesc cum a fost când m-am dus la interviu. Așa, aia a fost mai ceva. Eu venise, finalizasem cursurile, am mers la ceva curs, era un modul de specializare pentru investiții, am zis, dacă m-am băgat în horă, joc pe la capăt, mă duc și fac totul. Și ai bătut la ușă, bună ziua! Da, m-am făcut toate programele educaționale, am început, mi-am făcut portofolii de investiții, am început să investesc, să tranzacționez pe bursă, mi-am deschis conturi din astea. Te-ai dus departe, nu te-ai dus așa, câine sur la vânătoare? Nu, și tot întrebam pe prietenul meu care, el devenise trainer în companie la vremea respectivă. L-am întrebat, dar nu se poate și eu, tu cum ai făcut? N-are cum, trebuie să există o portiță și pentru mine acolo, da. Și a zis, hai că uite, poți să faci, vorbesc cu directorul de la Cluj la vremea respectivă. Să poate dai, aveți o discuție, ceva din astea. Scapă-mă, mă, de ea, că de acasă nu mai pot. Mă întreabă în continuu. Și zic, m-am dus la interviu cu Robert, cu directorul care era atunci. La momentul respectiv nu se căutau trainer și mi-a zis, uite, apreciem că ai venit la interviu, că ești interesată de asta, dar nu căutăm în momentul prezent trainer, pentru că acum formăm echipa, deocamdată avem niște oameni gata, intrați în domeniu, nu prea, și cumva erau și discuțiile gen, câtă experiența ai în domeniu. Asta a fost chestia care mi-a plăcut. Că m-a întrebat cât experiență ai în domeniul de investiții și zic, păi am mai făcut în facultate, am mai încercat, nu mi-a ieșit excepțional de bine, acum am început de ceva timp de când am făcut cursurile la voi, gen, da. Că da. Începe să meargă bine și să am niște rezultate. Și le-a zis, ok, păi hai să mai stăm un pic să mai ai niște rezultate și apoi mergem către zona de trainer, pentru că tu trebuie să fii în fața oamenilor un practician. Bună și asta. Și zic, ok. Atunci mă pun cu burta pe carte la studiu. Da, asta a fost chestia, cumva condiția de a fi trainer, să am investiții făcute pe cont propriu. Ca să nu vorbești din cărți, da, cum se cu zice, banii mei, sau doar din cărți. Da, exact. Să am conturi de tranzacționare, da. Cum am făcut eu. Și asta a fost chestia care mi-a plăcut, pentru că am plecat, și cred că mulți oameni pleacă și astăzi când vin la noi, punându-mă eu acum în poziție de trainer, da. Că mulți oameni vin și spun, păi ăștia știu numai informații, tot luate de pe nu știu unde și ne prezintă nouă aceeași informație. Dar de fapt nu e așa. Știi, asta a fost chestia care mie mi-a plăcut. Lucruri care nu se cunosc. Da, da. Păi nu, că nu stă nimeni să le spui așa. O simt așa, eu pe propria piele și după aia ți-o transmis și ție. Da, și nici nu se compară experiența pe care are cineva care face treaba asta decât cineva care știe despre treaba asta. Ai început de jos? Da. Adică ai dus gunoiul, știi cum se zice? Ăla micul duce gunoiul, știi? Ăla ultimul în Profit Point? Da, ultimul vântecopă. Nu, n-a fost chiar așa. Nu, adică m-am dus direct pentru poziție de trainer, nu. M-am dus direct. Nu te-ai dus să cumperi suc? Nu. La zilele de naștere? M-am dus direct către trainer. Dar atunci nu se căutau, am zis, ok, mi-a spus că mai am nevoie de experiență în domeniul de investiții, să practic pe banii mei tranzacționare ca să înțeleg lucruri și apoi să pot să fiu trainer pentru ceilalți. Am continuat pe categoria asta și după o perioadă de timp mi-a spus că, uite, poate că am putea să mergem. Ce tare! Și asta a fost primul interviul în care am vorbit serios despre, da, asta a fost momentul. Deci intră domnișoara Roșca în sală, din poziție de trainer. În sala de curs sau la interviu, zici? Nu, am trecut de interviu. Păi nu ți-am spus partea care a fost la interviu cea mai... Când am ajuns acolo și discuție directă, Robert era așa. Da, exact. Zice, în primul rând ești fată, nu e o problemă, dar nu prea avem fete în domeniul ăsta. Uite, au mai fost trainer fete, dar n-au stat, nu. Ceva, nu știu, nu înțeleg. Nu știu ce se întâmplă, dar nu e. Fetele ceva, nu știu, nu știu. Asta e una. Doua, ai o problemă că nu arăți de vârsta pe care o ai. Și asta are o problemă, că par prea tânără. Ești copil. Da, prea tânără și zic... Ok, deci se duce tot. Am simțit la fete ar trebui să fie ceva, știi? Pe domeniu greu.
Nu, ar trebui să fie pentru tine ceva bine. Măi, nu prea arăți de vârsta pe care o ai, adică arăți mult mai tânără. Da, tânăr, dar în cazul să-ți arăți dezavantaj. Dar în cazul ăsta nu-mi convine. Da, știi? În cazul să-ți arăți adică dezavantaj. Adică toate fetele din lume ar fi, vă mulțumesc frumos de compliment, dar da, aici da, da, nu funcționa. Aici nu, aici ziceam, dar vreau să arăt de vârstă, dar mai bătrână nu, un pic. E. Da, painetate. Nu, și nu rezolv nici cu haine, nici cu machiaj, cu nimic, dacă nu mai ar... Am zis că lasă că mă bucur peste câțiva ani, știi, când o să arăt de 30 un pic, da, 40. Și cam asta a fost. Și Robert a zis, da, hai să încercăm. Să intrăm în faza de pregătire, de școală, și Robert a mirosit de specializare. Ceva, că putea să spună, mulțumesc, o zi plăcută, lasă numărul, ne mai auzim. Tot timpul i-am mulțumit pentru șansa pe care mi-a dat atunci. Vezi? Cât contează? Că... Mulțumim frumos, ești tot tipul ok, da, ne mai auzim, lasă numărul. Da, să nici măcar să nu-mi da, dar eu am apreciat foarte mult faptul că măcar mi-a dat o șansă ca să pot să dovedesc. Și m-am agățat de acolo, de, de acolo e, știi, șmecheria ta. Da. Dar dacă omul îți dă... M-am prins. Zic, bun. M-a trebuit să demonstrez. Și cum te-a chemat? Bună ziua, bună ziua. Când te-a sunat, cum a zis? Hai că avem loc de, pentru post de trainer sau cum a fost? Prin prietenul meu care lucra acolo, da. De el mi-a spus... Ia dă-mă fata încoa, nu? Eu, dacă mai vrea. Deci, dacă mai e interesată și mai vrea, zic, dar cum să nu... Bineînțeles. Că... Și ia uite, intri tu frumos așa aranjată. Prima zi de curs. Doamna profesoară? Da, 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 da. Am, prima dată susținut cursurile gratuite, după care cursurile celelalte de specializare. Am avut experiență în primul curs. Cursurile gratuite mai erau cum mai erau. Știi că veneau oamenii cumva... Care nu, mai se, care nu se pricepeau, unii aflați la... Da, 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 da. Era mai mult de noțiune teoretică și cum pic de parte aplicată. Nu, nu sunt ironic. Exact cum sunt eu. Adică stau cu ochii așa și vă ascult. Știi? Da, pentru nu că într-un program... Da, într-un program de genul ăsta nu prea poți să faci chestii foarte aplicate, da, știi? Da. Plus că ai un număr mai mic de, mai puține zile. Da. La programele de specializare poți să faci mai mult de atâta. Și primul program, foarte mulți oameni au vrut să meargă mai departe către următorul program. Pentru mine a fost, uai, mă plac oamenii, își doresc să studieze da, cu mine. Contează, contează. Și am ajuns la programul practic, în care acolo am avut o experiență, eu plecând cu niște... convingeri, să zic așa, despre domeniu, în sensul că poate că nu e un domeniu pentru toată lumea. Asta a fost una dintre convingerile limitative pe care eu le aveam la momentul respectiv, până să fiu trainer. Că, măi, e, trebuie să știi cum să lucrezi cu calculatorul, trebuie să ai niște abilități de genul ăsta, tehnice, o... Pare simplu așa. Da, pentru... asta știi, era mintea mea, nu... că parcă trebuie să știu un pic mai multe da, lucruri. Da, asta nu... era în mintea mea. Dar nu era adevărat, pentru că a venit o doamnă care mi-a demontat toată convingerea existentă în an de zile. Pe bune? Prima zi de curs. Curs de specializare. Practic, unde se lucra pe platformă de investiții, oamenii făceau tot acolo cu mânuța lor. O doamnă. O doamnă care a venit la curs la vârsta de 67 de ani. Wow! La 67 da, de ani. Da, da. Foarte tare asta. Eu o văd în sală și zic, bun, doamnă, un laptop avem? E bun. Dar să lucrăm cu calculatorul, să facem niște lucruri practice, știm? Nu prea. Zic, bun, cuvinte în limba engleză, ceva? Nu. Și zic, mă, wow, ce cauți, măi, bunicuțu, aici? Ce fac da, eu cu ea două săptămâni? Tu și cu ce cauți, mama, aici? Da, două săptămâni, ce mă fac cu ea? Zic, ok, treaba mea era ca pe toți oamenii, da, nu contează, indiferent de pregătire, indiferent de statut, indiferent de cunoștințe, să îi aduc la un nivel în care se poate să facă investiții. Normal că unii fac investiții poate cu riscuri mai mari, că se pricep, da, au niște abilități mai multe, alții cu riscuri mai mici, dar treaba mea era ca toată lumea să poată să facă investiții. Și zic, trebuie să fac ceva din doamna, că n-am cum. Zic, avem nevoie de laptop, astăzi n-am venit, bun, dar mâine trebuie să facem găsim laptop, unul să facem, undeva, da, rost de laptop. Fica ei i-a cumpărat un laptop, a venit cu laptopul. Vai, vai, vai. A doua zi, o țin minte și acum că venea. Nu, de multe ori se întâmpla să nu facă neapărat pas, adică să țină, știi, în ritmul cu echipa, cu grupa și nici nu puteam să stau cu toată grupa, așa că... Nu-mi zic că rămânea după. Ba da, venea și înainte și rămânea și după și făceam așa, predam informația, eu demonstram practic cum se face informația respectivă, le arătam mai multe exerciții practice, le dădeam cursanților să facă ei practic, 10 minute, 5 minute la dispoziție să facă practic după ce eu le arătam cum și mergeam la doamna și dictam. Da bun, și scrieți acum. Da, cuvânt cu cuvânt, avea un caiet întreg în care scria. Dumnezeu scria după dictare. Scria după dictare, da. Și scriam așa, pasul numărul 1, facem asta, pasul numărul 2. Bun, și acum intrați pe laptop și după pași. Dar vezi, e de aplaudat și ceea ce făceai tu și ceea ce făcea dumnezeu. Eu am apreciat-o foarte mult. Că pentru tu ai fi că putut să zici, aia... mă, las, da, ce, da, uite cât sunt care stau după ea.
știi, sau nu, am încercat să o ajut. Pentru că asta era treaba mea. Și Dumnezeu ce voia concret să facă? Nu-mi zic că să investească. Voia să-și investească banii pentru un venit la pensionare, pentru că fusese inginer toată viața. Băi, nenicule! Cu un salariu nu tocmai mic ca inginer pe da. Vremuri. Doar că acum și adunase niște bani, economisise niște bani, doar că acum la vârsta pensionării, de fapt, pensia nu era așa de mare încât să-i susțină nivelul de trai de care ea avea nevoie. Deci oamenii ăștia chiar există, da? Care vin la 67 de ani. Da, da. Nu, ea n-a fost singura. A mai avut și alte cazuri de persoane care mai veneau așa. Eu zic doar de a mea, că da, ea a fost cursanta mea, dar și ceilalți colegii mei au mai avut situații de genul ăsta, da. Foarte tare. Și că e dintr-un film. Nu zici că e dintr-un film? Știi cu aia când se uită dumneavoastră ce căutați aici în sală? Păi am venit să ce, doamnă? Să-mi investesc. Să ce să faceți? Știi? La da. Câți ani aveți? 67. Nu, și acolo mi-am demonstrat, da. Aia a fost momentul în care... Noi catalogăm oamenii, după care ne dăm seama că nu-i chiar așa. Asta a fost greșeala mea. Da. Pentru că eu am crezut că domeniul nu e pentru toată lumea și cumva ea mi-a demonstrat că de fapt mi-a demonstrat că oricine poate, indiferent de pregătire, indiferent de cunoștințe, atâta timp cât își doresc. Și în momentul în care cineva zice, a, păi nu știu dacă pot, nu știu dacă, sunt doar niște scuze. Ca să nu iasă din zona de confort, să nu facă mai mult, să nu sacrifice. Mă, nu. Mama mea zicea, și asta am învățat-o de acasă, îmi zicea că mă ducea la școală niciodată. Acasă, tu să nu vii să-mi spui că nu știi și nu poți. Pentru că nu există. Trage de există tine. Doar nu vreau. Nu știi? Ai colegi care știu? Bun, te duci la ei și întrebi. Nu poți? Exersezi, faci de 10 ori până când... Îți iese. Până când îți iese. Dar momentul în care tu vii la mine cu nu știu, nu pot, înseamnă că de fapt nu vrei. Pentru că nu cauți soluțiile. Foarte tare. Și acolo și de acolo am plecat întotdeauna cu chestia asta. Hai să ajungem la notebook. Cum ți-a venit ideea sau cum a apărut? Cum s-a născut? Știu, sună iarăși a limbaj de lemn, dar putem zic cum s-a născut notebook-ul, nu? A fost încă din timpul facultății, în care... A, de atunci, da? Da, da. Bine, e forma lui așa, e acum. Hai să și-l arătăm. Dă-mi un pic, te rog frumos. Da, așa arată. Eu, te facem și fitness? Glumesc, desigur. Și aici găsim toate lucrurile astea. Bun, perfect, am tăcut. Eram în facultate când încercam să-mi gestionez banii și din business pe care îl organizam, cât și din partea personală, banii mei. Și tot timpul eram genul de om care scriam așa, pe hârtie, făceam tabel, desenam tabel, aveam o agendă unde puneam toate lucrurile cap la cap, notam fiecare cheltuială, să știu exact ce și cum, să pot să-mi economisez bani și așa mai departe. Și prima mea dorință de economisire de bani a fost să pot să vin în Cluj. Pentru că la vremea respectivă, când m-am mutat din Bistrița în Cluj, părinții mei nu erau neapărat de acord cu mutatul. Că erau pe ideea, păi, noi avem un business, tu o să fii moștenitoarea, trebuie să uite acum aici o florărie care e a ta, da, nu poți să faci de acolo, ne lași aici, ne abandonezi, de ce pleci? De asta te-am crescut? Da, na, pe varianta părinții, asta. Da. Și ei mi-au zis, nu-ți dăm niciun ban, noi nu te susținem dacă ca pleci. Să nu... Așa că mi-am adunat de bănuți. Ca să mă asigur că plec. Și făceam așa, îmi notam toți banii, când adunam bani de, mă interesasem cât este chiria în Cluj, că ziceam, sigur nu-mi dau ei bani de chirie, de cheltuieli mai aduceam eu din florărie, din așa, mai făceam rost. Dar de chirie și aveam nevoie de o chestie stabilă, știi? Da, da. Și sigur nu vor ei să-mi o dea, zic, lasă că mă descurg eu. Făceam așa, adunam banii, când economiseam de suma de chirie, eram undeva la 700.000 de lei, îi băgam într-un plic, scriam, luna ianuarie, știam că mă duc din octombrie. Noiembrie, decembrie. Scriam pe lună și tot plicul îl învârteam cu scotch. Îl lipeam cu scotch. Ca să mă asigur că nu cumva intru în banii ăia între timp. Și mi-am adunat așa chiria timp de un an, aproape un an de zile în Cluj. Deci cu un an înainte mi-am adunat chiria și când am avut aproape un an întreg, a zis, eu mă mut. Mut de la master. Foarte tare asta. Dar nu poți să faci master la distanță. Ba da, dar nu vreau. Dar n-ai bani, bam. N-ai, că n-ai bani să te ții, lasă, vezi tu cum vine apoi. Da, am. Păi de unde ai adunat? Mi-am pus. Deci astea le aveai din facultate. Un căpșor, așa ceva, știi? Da, am încercat să mă aplicații de pe telefon, că sunt astăzi o grămadă de aplicații, o grămadă de agende, chestii pentru gestionare, tabele și așa mai departe. Dar, cel puțin aplicațiile pe mine nu mă ajutau, pentru că sunt bune, nu zic că nu sunt bune. Ce nu-mi plăcea mie era că tot timpul când trebuia să intru în telefon să notez în aplicație, mă trezeam că mai umblam și pe alte
aplicații. Aplicații. Social media și așa da. Mai departe. Și pierdeam timp. Și în timp 3 ore în loc și de... Și pierdeam timp și zic, băi, nu e eficient așa. Am înțeles. Nu e eficient. Plus că nu chiar toate... Vin cumva, sunt predefinite aplicațiile, nu sunt așa de customizate să poți să faci cum vrei tu. Și atunci aici a apărut nevoia mea de a face niște tabele separate unde să pot să notez exact cum vreau eu. Și așa a început. Le făceai pe un caiet prima dată? Da, da, aveam o agendă clasică, pe aia notam, făceam tabeluți. O liniuță, linioare, da, tabel. După plecarea din Cluj, dorința mea a fost să îmi găsesc un mod prin care să pot să-mi creez un obicei. Păi unde te-ai dus din Cluj? După ce am venit în Cluj. M-am speriat, zic. Nu, mai plecat nicăieri. După ce am venit. După ce am venit în Cluj, voiam să-mi adun bani ca să pot să călătoresc. Ce frumos. Pentru asta. Și zic, trebuie să-mi găsesc. Și tot în caietele treceai. Adică da, tot? Da, trebuie să găsesc un mod prin care să mă adun bani în așa fel încât să călătoresc cât mai mult în perioada respectivă. Că am zis că ăsta e momentul cel mai bun, că pormă mai încolo apar copii, căsătorie, asta nu te mai duci chiar așa. Nu? În tine, da, dacă vrei, da, în tine, în experiență, da. Vezi culturi diferite. Și cam așa a fost. Și mi-am adunat bani. Și am mers într-un an, cred că în anul, între anul 1 și anul 2 de master, acolo am călătorit mult, doar din bani pe care i-am economisit, prin tabelele astea pe care le făceam și modul de organizare și tot schimbam de la unul la alta. Băi, nu-i bine, nu mi-a plăcut așa, invers, schimbăm, facem altă strategie, găsim altă modalitate, cumva să creez ceva care să fie un comportament general valabil, în sensul ăsta. Și am mers. Am mers cu familia în Turcia și mi-am plătit eu. Am mers pe urmă, din prima dată am fost în Italia, am stat 2 săptămâni pe banii mei, după care m-am dus în Turcia, exact la o, cred că o săptămână distanță, am venit acasă din Italia, m-am dus în Turcia. Pe urmă, în toamnă, am plecat în Maroc. Wow! Foarte am stat acolo o săptămână, am venit din Maroc, am mers prin ianuarie. Doar cu banii economisiți de tine. Da, doar cu te gândeai în momentul ăla la ceva mai mult? Adică, domnule, caietelul ăsta nu să se... Nu m-am gândit că o să fie ce e asta astăzi, nu. Poate nu m-am gândit la ideea finită, asta. Dar la nimic nu te gândeai? Adică să... M-am gândit de multe ori la am face eu o agendă pentru mine. Am înțeles, dar nu care să-mi fie ușor să nu mai trească să desenez de fiecare dată. Adică să am niște șabloane făcute, că în fiecare lună desenam iar același lucru. Și am căutat mai multe modalități de genul ăsta. Prima dată, asta nu-i forma lui, prima formă. Îmi pare rău că acum nu am prima formă, că am prima formă lui. La muzeu. De acord, dar uite de unde a început. Prima dată am făcut tot un notebook, dar ca să fie, ideea mea de business așa era, să fie notebook-ul limba engleză, mai pe scurt, dar să fie vândut pe Amazon. Deci vezi că... Asta era ideea mea, da. Că am zis, cred că pentru piața respectivă s-ar putea să prindă mai bine decât pentru piața românească. În engleză, pac-pac. Da. Și am făcut un rudimentar, era cam atât așa de gros, deci foarte, foarte subțire, scris în engleză, dar urâțel arăta. Și nu știu, și l-am publicat acolo. N-a avut succesul pe care eu mi l-aș fi dorit sub nicio formă. N-a avut succes. Și zic, păi da, asta eu eram convinsă că treaba asta e ceva ce poate să aducă foarte multă valoare în viața oamenilor. Pentru că la mine s-a întâmplat. Și nu odată, de mai multe ori s-a întâmplat așa. Și eram convinsă 100% și mă frustra faptul că de ce oamenii nu văd și nu cumpără, că îi ajută. Nu e doar ceva ce cumpără, știi? Da, ce îi ajută. Și zic, bun, ce trebuie să facem? Nu mai știu ce, am avut ceva discuție, dar nu mai știu care a fost subiectul discuției. M-am întâlnit atunci cu Alex, CEO-ul nostru. Da. Și nu știu cum m-am venit și zic, hai să zic ce am făcut. Ideea mea. Ia fii atent, Alex. Ia fii atent, uite ce am făcut. Mai direct, îți trimit așa, îți arăt un pic. Pare interesant, în limba română poți să-l faci. Și dacă l-am făcut în engleză, era mai simplu să-l fac în română. Bun, dar hai să-l facem mai complex, să-l facem cumva și cu noțiuni. Adică ce poți să, cumva el mi-a dat ideea asta, ce poți să faci cu plus valoare, nu doar desenat. Cumva mi-a zis, gândește-te că poate tu nu poți să vorbești cu oamenii să le explici cum poate fi completat. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă foarte bine cum poate fi completat și cum îi ajută. Caiet. Da. Ce fac? Că nu te cunosc sau nu au cum să ia legătura cu tine. Da, și atunci am stat și mi-a dat un termen în care să mă gândesc și să pot să creez ceva care ar putea să fie pentru toți oamenii care sunt într-o zonă de haos financiar. Și haosul ăsta e, nu neapărat că nu avem bani, nu în sensul ăsta.
că am văzut oameni și... Care au și care da, sunt... Da, da, care au cariere extraordinare, câștigă super bine, dar sunt în haos. Adică nu știu ce fac cu banii. Da. Și cam pentru ei a fost gândit în sensul ăsta, să-i ajute pe oameni să se disciplineze, să își organizeze mai bine finanțele, să-și facă un buget de venituri și cheltuieli, să calculeze lună de lună ce înseamnă cheltuielile, bazat pe o regulă de economisire, cumva să fie, și așa l-am gândit, să fie un produs care să-i și ajute să își calculeze veniturile și cheltuielile, dar să fie și un produs care să-i învețe educație în același timp. Adică să-și da. Înțeleagă niște chestii, să-și schimbe mentalitatea. De ce? Că pe înțelesul tuturor, agenduța aia pe care o aveam cu toții, că aveam o agenduță, mai ales când începi să ai familie, cu cheltuieli, cu ce intră, ce iese și așa mai departe, dar la un nivel profi. Adică nu da. Mai împărțim în două cu o linioară și punem aici ce intră și ce iese, ci e ceva mult mai avansat. Da, 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 are, uite, de exemplu, nu știu dacă pot să arăt, trebuie să văd. Aici sunt explicații despre da, cum da, funcționează, da. E pe regula 50-30-20. Da. Adică alea ce punem deoparte, ce da? Da, aici se explică toate metodele. Vezi cum am început să le învăț? Nu, serios, pentru că mi s-a explicat și mi s-a spus despre ce e vorba. Da, uite aici e. Vezi, în fiecare lună, bun, practic, un pic doar nu știu arătăm, dacă... Te rog, uite, da. Ținem așa. Mă rog, nu știu dacă se vede chiar de mers până acolo. Asta e luna, nu contează. Luna octombrie. Da, e relevant. De când, practic, nu există cu dată. Adică omul poate să cumpere da. Și-l ia, spre exemplu, noiembrie și prima bun. Luna lui e noiembrie. Bun, săptămâna... E pe 12 luni. Bun. Deci asta e un an întreg. Vorba ta, pe caz. Da. Practic, în fiecare săptămână, în fiecare zi din săptămână, se notează cheltuiala, cheltuiala pe care da. O ai și suma. Cheltuiala și suma. Există. Da, adică dacă programat, m-am programat tot ce am cheltuit. Dacă m-am dus la magazin, spre exemplu, și mi-am cumpărat un corn cu 2,50 lei, îl trec pe ăla. Da. Bun. Asta e o chestie pe care oamenii de obicei nu o fac. Adică ei trec, știu, mi-a reparat mașina, mi-am plătit chiria, mi-am cumpărat o haină și cam aia e. Nu, trec cu tot. Bun. În fiecare zi. Da. Am 30 de zile la sfârșit, în care mi-am trecut tot. Da, da. Și la final există o pagină cu o lună în care se, bine, trebuie să dai acolo 4 săptămâni ca să poți să fie. Corect, la da. Final este o pagină cu o lună. Și în încă una. Aici, da? Încă una. A, așa, asta e pagina bun. Cu luna, da. Da, și aici practic centralizezi toate cheltuielile pe categorii. Cheltuieli necesare, adică de care tu nu poți să te lipsești, da. Cheltuieli cu dorințe, cheltuieli pentru educație, pentru investiții și așa mai departe. Și calculezi să vezi cât e. Rolul calculului este ca tu să te încadrezi în 50, 30, 20 cu venitul tău. Și după să dai seama că tu la începutul lunii, spre exemplu, zici așa, eu am 8.000 de lei venit. Bun, la începutul lunii, înainte de prima săptămână de acolo, da. La începutul lunii mi-am calculat 50% merg pentru necesare, 20% pentru educație, investiție, 30% pentru asta. Bun, știu că trebuie să fie în fiecare chenar. Corect. Și eu mă apuc lună de lună și îmi calculez banii. Adică săptămână de săptămână. Vine finalul lunii. La finalul lunii centralizez. Și cheltuielile mele necesare îmi dau, dacă am avut 8.000, înseamnă 4.000, îmi dau 5.300. Ceva... Deci eu ce înțeleg din asta? Că ori nu înțeleg eu ce înseamnă cheltuieli necesare și bag mai multe, ori înseamnă că eu nu mă pot încadra cu venitul pe care l-am la cheltuieli necesare, da. Am înțeles. Și atunci sunt două variante. Ori reduc din cheltuieli, ori îmi cresc veniturile. Corect. Chirie, utilități, bun. Aici sunt trecute, văd tot. Cheltuieli de dezvoltare, adică și explicate. Da. Tot cursuri, hobby-uri, investiții și așa mai departe. Nu sunt niște, doar niște noțiuni. Și eu le trec efectiv aici cu un creionaș. Țâc, 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 țâc. Trec la A și aici îmi dau cheltuielile. Da. Bun. Să zicem că după prima lună nu mi-am făcut o impresie chiar așa clară. Trec la luna a doua. Da. Mă apuc de treabă. Și tot așa. E un anumit timp după care gata, îmi dau seama ce se petrece cu mine? Adică ar când se reglează? Ar trebui să înceapă ca din prima sau a doua lună. Bun. Cam așa ar trebui. Acum... Măi, nenicule, vorba ta. 5.300 versus 4.000. Scârție undeva, nu... Da. N-am făcut ceva bine. Da, ar mă apuc și muncesc mai mult sau îmi iau un al doilea job sau nu știu, o colaborare sau mai strâng șuruboici. Da, aici eu știu o vorbă de la mentorii mei cu care te am rog, început tot din cadrul companiei. Cred că Robert îmi zicea treaba asta. Zicea, Adela, niciodată să nu-ți fie frică de cheltuieli mari, să-ți fie frică de venituri mici. Uh-huh. Adică cumva să mă gândesc de fiecare dată să nu îmi reduc cheltuielile ca să se potrivească cu venitul meu, pentru că atunci nu îmi cresc standardul de viață, ci din să contra, tragi mai tare. Da, ca să-mi cresc standardul de viață și pot să-mi permit cheltuielile respective. Și tu ai fost adepta acestui lucru? Adică, da. Domnule, hai să muncim mai mult? Da. Nu să strângem bușonul?
Nu, am fost adreptă. Lăsăm adreptă acolo, că înseamnă că de nevoile astea am nevoie luna asta, că n-am exagerat. N-am exagerat. Am mers la cheltuieli normale și uite că nu s-a pupat cu... Da, bine, acum nici nu facem exces de chestia asta, știi? Adică da, cumva trebuie dar să fie dintre. Dar dacă multe luni la rând nu se pupă acolo, e cam ceva ce nu faci ceva bine. Da, păi, practic cumva te ajută să conștientizezi că nu e ok prin perfect comportamentul tău. Mergem așa un an de zile, nu? Că ai zis că sunt 12 da luni. Bun. Undeva vorba ta pe la 5-a, 6-a, 7-a lună, ar trebui să avem bani puși deoparte exact pentru ceea ce spuneai tu, că faci o investiție, că te duci în Maroc, că te duci în, nu? Da. Păi, că altfel, dacă ești tanda pe manda tot timpul, ok, foarte bine, dar nu faci niciun progres. Nu, nu. Problema cea mai mare... 0-0, știi? Așa, sau... da. Problema cea mai mare pe care oamenii o au, cei din haos financiar, este că nu au bani puși deoparte, trebuie să le luăm de la alta mare da, parte. Da, nu au bani puși da, deoparte. Da. Și atunci... cumva promisiunea notebook-ului este că îi ajută timp de un an de zile să-și facă fondul ăla de siguranță, care trebuie să fie cam de 6 ori mai mare decât cheltuielile da lunare. Că dacă ți se întâmplă ceva, tu să ai bănuții aia. Să ne intre bine în cap. Deci da, este de 6 ori, am auzit-o de multe ori și e foarte bine că o repetăm, da, de 6 ori da cheltuielile. Acum eu am adaptat un pic chestia asta și am împărțit fondul ăla în două, în fond de urgență și fond de siguranță. Corect. Corect și asta. Pe motivul că, din experiență de trainer, am observat că veneau oameni la mine care spuneau, a, dar eu am economii. Dacă stau să le calculez, sunt de 6 ori mai mare decât cheltuielile. Deci, teoretic, am fondul ăla de urgență sau de siguranță. Da. Și ziceam, ok, doar că știi ce se întâmpla? Dacă apăreau cheltuieli neprevăzute, se strică mașina, merge copilul în tabără, apare o nuntă, un program. Da. Și nu era. Da. Și pe la vârsta asta apar multe, cam între apar, da, 25-40, da, acolo apar. Oamenii începeau să ia banii din banii aia de economii ca să facă cheltuielile respective și pierdeau controlul. Am înțeles. Sacului cu economii, am cum ar înțeles, veni, da, care nu-i sac fără fond. Iar la momentul în care, mai ales cu pandemia, am văzut mulți oameni care și-au pierdut locurile de muncă sau care și-au redus salariile și știau că au banii aia economisiți. Dacă mergeau și se uitau acolo, nu mai erau atâția pe cât ei credeau. Da, pentru că au da pierdut cumva controlul. Și atunci îi învățam să împartă în două categorii. Să-și facă un fond de urgențe, unde banii ăștia se folosească doar dacă, nu știu, dacă se strică mașina, dacă apare nunta da, dacă e ceva. Nevoie. Din banii ăștia să folosească. Din fondul de siguranță să folosească doar dacă își pierd sursa de venit sau se reduce salariul. Și atunci cumva economiile se le împartă în două categorii separate. Dacă nu au, se strică mașina, să nu ia din fondul de siguranță, să ia din ăsta de urgență. Da. Ca să nu-și mai pierdă controlul, știi, așa. Bun, l-ai tradus în română, l-ai așa și te-ai dus cu el la Alex. Da. Și l-am făcut așa, într-un mod mai frumos. Și-a apărut... echipa de marketing, eu am venit cu textele și toate da părțile respective, echipa de marketing a dat nota asta așa, da, colorată, frumoasă. Că el de unde se ia? El se cumpără sau cum se face? Dom'le, uite, mi-ai atras interesul, m-am uitat la voi, am văzut-o pe Adela la Nentu Oprișan și mi-a atras atenție. Bă, aș vrea și eu să încerc. De unde îl iau? Fizic sau cum? Îl poți să le de pe site-ul nostru, de pe profitpoint.ro. Bun, ca oamenii să știe intră, de da, unde... intră pe profitpoint.ro. Se intră pe profitpoint.ro și găsiți aici acest... Știți, mulți la început o să zice, haide mă, că doar încerc să văd cum e. Toți avem un caietel din ăsta acasă. Eu cel puțin am o agenduță. Alex, să cred că toată lumea are. Știi? Și uneori, exact cum zici și tu, dar e foarte greu să... Mai mă duc și pe septembrie anul trecut. Bă, ce s-a schimbat față de anul trecut? Păi uite, rata la casă a crescut cu atât. Știi? Dar e un picuț mai greu dacă n-ai ceva organizat. Nu, n-am zis că nu merge și acolo, dar dacă tot a apărut forma asta profi, știi că ceea ce facem noi e amatori. Vorba ta, iau o foaie, o part în două, cu o riglă. Da, și mi-am dat. Da, mai nu, tai, e... de curs, că mai pus o dată, mai e haotic. Știi? Eu o țin, dar și nu le-am împărțite. Dar dacă e aici... Bun. Da. El se va perfecționa, e perfect în cum arată în momentul ăsta, se fac upgrade-uri, update-uri, Nu m-am gândit încă. Practic, update-ul lui, să zicem așa, este bateria financiară. Da, da. Bun. Cumva ele două sunt împreună, în sensul că notebook-ul te ajută să-ți gestionezi banii, să-ți creezi niște obiceiuri și tu să vezi palpabil pe ce cheltui da, banii și așa da mai departe. Bateria financiară vine din start cu a-ți arăta cum e bateria ta, cât e de încărcată. Am înțeles. Care-i problema? O, ai te uiți la el și o vezi aici da, așa, concret. Da, da, da.
implementând treaba asta în cursuri, vreau să zic că feedback-ul oamenilor, adică fețele lor în momentul în care... Că sunt două categorii. Hai zi-ne sincer. Știi, care e feedback-ul? Cum? Sunt șocați. Când noi facem în programele gratuite pe care le avem, facem cu oamenii, practic, bateria financiară. Adică intrăm cu ei pe site, asta e exercițiu practic din nu timpul primei zile. Nu pentru că Alex a făcut fix același lucru cu mine și fix am fost șocat. Da. Ok. Deci exact aceeași reacție au și oamenii. Da. Și astea reacția lor de șoc, după care sunt două categorii. Sunt oamenii care zic, băi, dai nasol. Da. Trebuie să fac ceva. Trebuie să fac ceva și zic, ok, hai să și încep să pună mai multe întrebări de clarificare, încep să-și spună propria lor poveste. Că 2%, ce să mai e? Clar că faci ceva. Tu cu 2% ai umblat cu telefonul la tine? Nu. Niciodată. Îți moare până la lift. Da. Dacă te sună cineva sau dacă vibrează vorba ta. Bun. Da. Și cealaltă categorie, scuză-mă? Cei care intră defensivă. Am avut des oameni care zic, n-are cum, e softul vostru stricat. Ceva are el. Și încep să-ți pun întrebări de genul ăsta. Dar cum se calculează formula aia da, din așa. Spate? Da. Că mie nu-mi dă bine matematică, n-are cum. Bunicule, faci ceva greșit. Da. Trezește-te. Cred că nu le vine să creadă și încep să găsească bug-uri din astea, în că nu e bun. Prima reacția mea a fost să nu cred. După care eu zic, dar tu cât ai, mă, șmecherul, i-a zis lui Alex? Și el mi-a zis 23%. Cât, mă? 23. Zic, la 23% pleci o zi de acasă cu telefonul. Da, te ține. Te ține. Te mai ține. Da, mai te uiți la el, mai cu tare, dar te ține. Dar la 2% nu ies din încăpere. Că dacă ai sunat odată, tic, nu mai am să-i mai fac. Și atunci am... Deci sunt unii de... Și tu trebuie să lucrezi mult mai mult cu cei care intră în defensivă. Da, pentru că ei eu am acceptat. Au, da, am ei greșit, au tendința gata, să... Ajută-mă să... Da, să ei au corectez. Tendința asta să se certe, deja intră în defensivă în timpul cursului, se contrazic cu tine, se ceartă cumva... Și noi înțelegem că, de fapt, nu e despre noi, știi? E despre ei. Ei lor nu le vine să creadă, pentru că ei se gândeau când încep să-și completeze că am apartament, am mașină, am teren, n-are cum. Da. Și când încep să le pună efectiv, îi lovește realitatea și zic, nu se poate, e stricat așa aici. Așa mi-a ceva. Dat o mie, sună, scuze, a limbaj de pe stadion, dar așa mi-a dat o mie Alex, știi? Că și eu am fost la fel de ia zi-mă, deci ce trebuie să fac? Ia mă șmecherul. Și exact așa am zis, deci fii atent, cu tare, cu tare, cu tare. Ia apasă acum. Și am apăsat, cât ai? Și a zis, 2%. Cât? 2%, zic. M-ai băgat alea bine? Hopa, zic, stai că nu mai e de râs din momentul ăsta, știi? Dar tu cât ai, mă, șmecherule? Și el mi-a zis 23. E o diferență. Da. Păi, și nu mai ești așa de zglobiu. Bateria îți arată practic nu doar calculul de procentul, de cât e de încărcată, da. Ci îți arată mai mult și modul în care tu gestionezi lucrurile. Pentru că tu poți să zici, păi am avere, adică dacă stau să calculez toate bunurile pe care le-am și transform în bani, cam am avere. Dar tu nu e în calcul că averea aia se devalorizează odată cu inflația, nu e în calcul că poate tu veniturile recurente pe lângă avere nu sunt destul de mari, nu că e în calcul faptul că, aia? Da, că tu ai pasive, averea aia, am pasivele alea, da, dar ele cheltuie. Da, și eu asta nu iau în calcul oamenii, că eu zic, am bunuri, am chestii. Nu e greu, uite, când povestești tu, nu e atât de dificil. Dacă vine cineva, ce vreau să spun este că dacă vine cineva și îți explică pas cu pas, la început ești reticent, clar. Hai să nu dă că eu, mamă, a venit profit point. Ești reticent. Dacă vine și explică cineva, începi ușor să înțelegi. Pentru că eu când m-am dus acasă după aia, am zis, frate, ok, nu mai este la podcast, nu mai trebuie să demonstrăm nimănui. Dar eu cu mine în cameră. Nu mai trebuie să facem circ la televizor. Da? Pe YouTube. Și ce fac? Că înseamnă că nu fac ceva bine, nu? Și atunci ești tu... Da, tu cu tine. Ăla e momentul de conștientizare. Da. Și aici sunt oameni care conștientizează. Asta o am. Și uite, ți-o aduc și uite, ți-o arăt. Adela, cu am de 6 ani. Dar nu fac ceva bine. Păi el ar trebui să meargă mână-mână. Adică un om ar trebui prima dată să-și calculeze bateria financiară. Să-și dea seama un pic cam pe unde mă situez. Pe urmă, bun, ce am de făcut? Pe două metode. Ori scad cheltuielile, ori cresc veniturile. Pentru oricare dintre ele, am nevoie să știu să-mi gestionez banii. Da. Am nevoie să știu și noțiuni de educație financiară. Și aici vine notebook-ul cu noțiunile de educație, cu povestioare. Dacă te uiți în el, sunt povești din experiența mea, din lucruri pe care le-am trăit, care te ajută să schimbi mentalitatea față de bani. Am înțeles. El vine cu chestiile astea. Deci tu ești adepta clară, hai să muncim mai mult. Să nu umblăm la cheltuieli.
Sau să, mai degrabă, să găsim, să căutăm să soluții, căutăm, dar soluții. Nu să fii robul muncii, să fac 14 ore pe zi. Alea crește, alea crește, astea crește, alea crește, te duci așa până infinit. Nu, dar să cauți soluții prin care să-ți optimizezi timpul, dar să câștigi mai bine. Și nu neapărat să reduci cheltuielile. Acum sunt și adepta că dacă nu am cum o perioadă decât să stau să fiu într-un chin din ăsta așa constant, mai bine o lună, două, trei reduc din cheltuieli ca să pot să-mi fac un flux financiar cu, da, cu banii aia fac ceva. Nu că reduc din cheltuieli ca banii aia să... Da, 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 așa. Doar că mi-a făcut Adela un caiet. Da, 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 nu, să fac ceva cu ei. Dar chiar vin la tine și-ți spun? Sau care-i feedback-ul? Știi, să spună, domnule, uite, mi-a ieșit sau am crescut de la 2% la 8% sau nu știu. Știi că voi simțiți, oamenii... Da, păi îi întrebăm, le spunem fiecăruia în privat, nu... Am înțeles, da. E nu ca la nivel confesor. De grup, da, în privat, să ne spună cât este bateria financiară încărcată, ca ulterior noi să căutăm niște soluții sau o hartă prin care ei să-și crească nivelul de încărcare. Asta e ceea ce noi facem. Bun, și întrebarea aia de bunic din Cismigiu. Măi, mămică, tu, practic, la vârsta ta, ai crescut pas cu pas cu chestiunile astea, cu noțiuni de educație financiară, ușor, step by step, ajungând până la notebook, ajungând până la baterie financiară, adică tu n-ai ars etapele. Noi n-am făcut. De la statul și economia 94 nu s-a mai întâmplat nimic. Am prins FNI-ul, gelsorul și astea, au căzut fondurile, am zis, du-te, bă, de aici cu investițiile tale. Hai mă, las-mă în pace cu tâmpenile voastre negarantate și nu știu ce, da? Că asta e... Din păcate, generația noastră, asta a fost, știi? Și acum veniți voi. Tu simți, dar tot așa, la modul sincer, că se fac pași mărunței, n-am zis că atâta în educația asta financiară, pentru că tu ai prins de la antreprenor acasă până la să studiezi ce e antreprenoriatul, să intri într-o companie de educație financiară și să faci lucrurile astea. Adică la tine, cum să zic, știi, n-ai sărit nicio etapă. Da, la eu am trecut prin toate. Eu ce pot să zic eu? Se simte la oameni, adică cel puțin... Uite, eu susțin traininguri săptămână de săptămână de 4 ani deja. Și am văzut o grămadă de persoane. Nici nu știu, mii de cursanți am trăinuit și am educat până acum. Da, asta ne interesează. Adică hai să nu mai fugim de astea, nu? Văd la ei că există evoluție, văd că își doresc mai mult, văd că își dau seama că n-au cum să facă investiții fără educație. Da, nu mai e cu... Lasă-mă că... Nu, își dau seama singuri că nu mai merge așa. Și toate lucrurile astea te ajută fără să-ți dai seama, știi că e foarte probabil ca lumea acum să întrebe, dar ce mă oprișene, agenda aia ta nu era bună? Nu, pentru că dacă făceam, e bună, a fost bună. Da. Da, omenirea evoluează. Dacă mi l-ați dat pe ăsta și pot dintr-o aplicație să țac, 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 de ce să întreb câte kilograme am când încerc să slăbesc dacă există o aplicație și ăla îmi spune, vezi că ai minus 2 kilograme într-o lună, îți mai trebuie nu știu cât, nu? Că... Păi nu se exclud una pe cealaltă, adică poate omul să folosească bateria financiară cu scop de gestionare a bugetului și așa mai departe, că există acolo rubrică sau asta, depinde de oameni, de exemplu, uite, eu nu foloseam aplicații, nu pentru că nu sunt bune. Da, să ziceam, ci pentru că pe mine nu mă ajută să mă responsabilizez. Dar sunt oameni, de exemplu în cazul tău, poate pe tine te ajută aplicația. Da. Atunci tu nu ai nevoie de netbook, ai nevoie de baterie. Alții exact, ceva sunt care să-mi dea singur. Sunt leneși, puturoși, tind de singur. Băi, fii atent că săptămâna... Exact. Da. Vezi că ești minus nu știu cât sau ești plus, știi? Da, și alții atunci... sunt pe partea asta. Adică sunt oameni, de exemplu, cu muzeu, care îmi place să scriu, să văd, e impactul vizual pe care l-am în momentul în care văd cheltuielile. Și sunt oameni de categoria asta. E, pentru ei se potrivește notebook-ul mai bine. Am înțeles. Deci ceea ce contează e că se fac pașii ăștia mici. Da, în care să existe ceva pentru toată probabil lumea. Probabil că cei care ne urmăresc de mult s-au săturat de chestia asta, dar le-am zis de fiecare dată, oricărui invitat, am zis că din educație financiară, nu financiară sperie în România, ci educație, termenul. Când Nu financiar. Da, acum. Știi? Da, da, da. Când studiam despre notebook... Și voiam să văd, până să-l lansăm, m-am uitat la mai multe studii despre educație, nivelul de educație a oamenilor, cât de mult plătesc ei pentru educație și așa mai departe și eram curioasă să văd câți oameni în România cumpără cărți. Și am găsit un articol cu o statistică în care ziceau că... Să nu ne dai greu. Da. Că 93% din populația României în anul 2021 nu a cumpărat nicio carte. Nicio carte. 93%. Nici o carte. Acum, din 100 de oameni, 93 nu au cumpărat? Nu au cumpărat. Și-au acum poate să care... fie și varianta cealaltă în care merg cu mediul online, știi? PDF-ul foarte online, audiobook și așa mai departe. Rău de, asta nu mai zicea statistica, zicea doar că n-au cumpărat. N-au cumpărat bani. N-au dat bani, efectiv, da. Care iară e un semn de întrebare, știi, asupra noastră, că
ok, bun, nu trebuie neapărat să-mi placă să citesc fizic cartea, dar ce ne place? Să luăm gratuit. Ori o carte când avem și circumstanțe noi cât de cât pentru poporul nostru, pentru că nu am avut cultura asta. Da. N-am avut cultura asta. Vorbim de un an de zile aici, aproape un an de zile, că strângeam bani de Dacie și puneam banii la cec. Uh-huh. Asta era. Maximum de educație financiară. Ce mai puteai să faci pe vremea Ceaușescu? Nimic. Unde? Și pe ce dădeai? E o diferență foarte mare față de extern. Și unde exact, oamenii exact. Erau obișnuiți să plătească încă din școală. Da. În alte țări, de exemplu Statele Unite, oamenii sunt obișnuiți să plătească pentru educație și educația formală. Ei sunt obișnuiți să plătească. Pentru ei nu e anormal să faci un curs contra cost, nu e anormal să existe cărți pe bani, nu e anormal să... Da, noi de ce nu descărcăm moca? Da, filme și... Pentru că cineva a muncit pentru treaba aia, că există o lege a copyright-ului sau... La ei e normal să facă asta. La noi un pic apare încă reticența. Da, la noi apărea o melodie a lui Modern Talking și pentru că noi stau drepturi de autor, o traduceau băieții și fetele și o cântau a doua zi dimineața în românește. Fără dreptul fonemic. Și atunci de aia ni se părea normal. Stau, ăia puteau. Era aceeași linie melodică, schimbau versurile. Și da. Nu plătea nimeni pentru băieții a doi că, băi, v-am cântat și noi melodia sau nu știu cum era cu știi, așa și aici. Da, oamenilor se pare ușor, că le se cuvin. Ușor, trebuie să învățăm că trebuie să dăm niște bani să, la un curs. Bun, primul curs este gratuit ca să vin să văd despre ce e vorba. Mulțumesc mult, Adela, nu am nevoie și plec. Dar okay. Din momentul ăla, din momentul în care zic e mișto, mă interesează. Nu din prima zi să dobor ușa, dar sunt interesat, hai să mai și, nu? Plătim. Că... Da, e normală chestia asta, da. Adică e o chestie normală. Nu, la noi nu e, că share-uim ăla de la Netflix 2-3 inci până s-au prins ăia și au zis, băi... Da, dar din nou, dacă tu vrei să faci într-un mod calitativ lucrurile, niciodată nu le vei face într-un mod gratuit. Cine face cu tine calitate superioară, gratis? După șoc... Oamenii sunt după șocul bateriei financiare și chiar și a jurnalului, oamenii sunt reticenți sau zic, băi, hai să ne apucăm că e... Majoritatea cam... Șoc, n-avem cum să le evităm. N-avem. Că eu zic, hai, sunt la 20-30% și ăla îmi dă 2. E clar că e șoc. 2%. Da, da. Mă înțeapă inima. Că mă gândesc acasă, mai am o nevastă, un copil, o soacră, o bunică, o, știi? Mm-hmm. Băi, stai un pic că nu-s numai eu. Sunt aici oameni care merg mai departe, fac mai mult decât programele gratuite, înțeleg nevoia, înțeleg de ce e important să nu mai amâne procesul. Sunt oameni care merg în continuare către amânarea procesului, din vari motive. Acum, eu ce pot să zic din experiență este că ei când merg la un program 6 și în prima zi de curs, exact asta îi întreb. Da. Care e motivul pentru care ați venit la un curs? De ce curs? Ai venit aici? Da. Că da. Și eu sunt interesată, spre exemplu, de manicură, dar nu mă duc niciodată la un curs de manicură. Știi? Adică îmi place da, domeniul, mi se pare interesant, dar n-am o nevoie așa de mare încât să stau să-mi petrec 4 zile acolo. În schimb, ei vin la un program înseamnă de 3-4 zile. A făcut o scânteie undeva. Da, e o nevoie. Și zic, bun, pe dacă ți-ai identificat nevoia, ți-ai văzut problema pe care o ai, de ce nu faci mai mult de atât? În momentul în care spui că o doamnă de 67 de ani a venit și practic voia, nu era un început, dar ba da, putem spune că era un început la 67 de ani ca să știe în ce investește, se face liniște. Dar tu când ai gândit asta sau voi când ați gândit asta, e clar că n-ați gândit-o doar ca să funcționeze ca lumea o 12 luni. Tu trebuie să scoți niște bani în plus pe care să investești, nu? Adică n-ați făcut asta doar ca să omul ăla să simtă bine că are cheltuielile și veniturile și eu să simte ok. Ideea este ca lui să-i rămână niște bani, nu? Da, așa ai făcut, adică promisiunea notebook. Păi mi-a dat 10 lei în plus, deci funcționează, mă, și bateria și la asta. Nu, încă din prima lună de lucru pe notebook, omul își creează fondul de urgență, adică niște bănuți pentru cheltuieli neprevăzute. După care, începând din a doua lună, omul își face economii pentru fondul de siguranță. Bun, deci ulterior, asta e cel mai important. După cele 12 luni, el practic este capabil să înceapă să facă investiții. Mă, nu te gândi că face cu 100.000 de euro, că nu îi adună. Da. Dar are ceva. Da, adunat. Și astăzi poți să faci investiții cu 20 de lei dacă vrei. Tot românul are 20 de lei în buzunar, adică nu, să nu zică nimeni, băi, n-am bani. Da. 20 de lei cam avem toți. Poți să faci cu atâta. Am înțeles. Deci ăsta e scopul final. Nu așa să-mi dea, păi băi, Adela, e foarte mișto, mie mi-a ieșit, mi-a mers un an de zile. Dar am rămas cu 12 lei în plus, dar m-am luat după astea ale voastre, știi? Nu asta e ideea. Nu, ei rămân cu mai mult. Asta adică, rămân cu fondul de urgență și fondul de siguranță. Asta e promisiunea notebook-ului, ca ei să aibă aceste fonduri separate. După care ei pot alege să investească. Aici e, pentru că au deja o sumă de bani cu care să înceapă să investească.
Ce nebunii mai născociți? Aveți ceva în plan? Nu știu asta. A, deci coaceți ceva dacă... Tot timpul coacem câte ceva, coaceți da. Coaceți ceva. Vine multă lume? La programele? La cursuri, da, da. Da. Lume multă. Da. Bine, Clujul e și un oraș, la modul cel mai sincer, mai special. Pentru că acolo e polul internetului, sunt oameni, sunt IT-știi, sunt mai apropiați de chestiunile astea bancare, de nu? Dar legătură că le facem online. De exemplu, la cursurile mele, spre exemplu, sunt și oameni și din București, și din Timișoara, și din Craiova. Nu. Vin online și sunt din toate zonele. Dar vin oameni. Am observat tot mai mare dorința lor să facă mai mult. Nu s-a făcut pași din ăștia. Ei, cum ar vrea să vină? Cum ai vrea să vină, știi, dacă nu s-a propovăduit treaba asta? Da. Noi știam, repet, Gelsor, Fenei, ne-ați furat banii, am lăsat-mă cu investițiile de fondul tău, proprietatea și cunoște. Și vin oameni aici, se așează și spun, stai mă să vă povestesc cum e. Și vine omul ăla și zice, NFT-uri, ce ai făcut? Știi? În ce? Să cum se cheamă? Și vine și ne explică. Uite la bursă, poftim? Și așa mai departe. Și stai, te gândești, bă, stai așa că nu e numai banca aia de pe Bulevardul Central unde îmi pun banii și aștept un an să mă uit la cea și când clipocește și îmi dă 16, 8, 8% dobândă, 16% inflație. Știi, dar eu sunt bucuros că am banii la bancă. Și uite că sunt atât de multe posibilități. Da. Dar și pașii au fost făcuți. Statul, nu zic tu ca să zic eu, n-a făcut nimic sau aproape nimic. Mulți oameni vin la curs și ne întreabă, dar dacă faceți voi programe de genul să știți o companie și faceți treaba asta și atât de importantă este, că ei își dau seama cât de importantă e educația financiară din programele pe care, nu am pe care avut-o. Le parcurg. Întreabă treaba asta. Dar de ce credeți că nu face statul asta? Nici nu știu ce mai e problema noastră. E un exemplu pe care îl dau tuturor. În clasa, la 9 ani, cei de la Arsenal Londra, de la echipa de fotbal, fac cu cei mici curs de educație financiară. 9 ani. Cum e la nivelul ăla, că nu ți-au dat bine dinții ca lumea, nu ți-au picat toți dinții de lapte. Nu discutăm, că nu o să vină cu notebook, cu baterie și cu ce vor discutăm noi aici. Nu despre asta e vorba. Da, băi, exact cum spuneam noi, țineți lirele, adună 10 lire sterline, nu cumpăra azi de 6, că ție mâine ceva mai bun de 10. Ce ori învăța ei acolo? 9 ani. Am avut o experiență, îți povestesc cum o situație pe care am trăit-o. Pe la începutul, am mers la școală și am făcut, noi mai facem activități de genul ăsta de voluntariat. Am înțeles. Pe la licee, pe la școli, pe la facultăți, mai facem din asta. Și am mers cu un coleg de-al meu la o școală, era școală altfel, undeva prin aprilie anul ăsta, la clasele 5-8, erau vreo 40 de copii adunați din toate clasele care au putut să participe. Alții erau prin excursii, prin activități, așa. Și aia 40 de copii, trebuia să facem educație financiară cu ei. De la zero. Da, ce se putea. N-aveau, da. Aveam o invitație de la o profesoară care a fost cursanta noastră. Era cursanta noastră ce și tare, ea era profesoară la școală. Am da. Înțeles. Și zic, băi, hai să facem chestia. Și zic, mergem. Și am mers cu un coleg acolo. Nu știu ce mi-a venit mie să întreb. I-am întrebat pe copii, după ce am făcut lecția și așa mai departe, dacă ar fi să leagă un model. Că la care să le urmeze, să-i urmeze, să-și dorească o viață asemănătoare ca persoanele respective, să facă mai mult, foarte așa? Mișto. Către cine ar merge, pe cine ar alege? Din aleași. Da. Am primit 3 persoane, 3 nume din partea copiilor, 3 persoane mondene. Eu. Cunoscute. Supărarea noastră... Asta nu e bine. Asta nu e... Da, nu discutăm despre... Nu. Nu asta era supărarea noastră, că ei văd exemple în persoanele mondene, care sunt și persoane bune și persoane mai puțin bune, adică poți să găsești multe exemple. Nu asta era important. Ce ne-a surprins pe mine și pe colegul meu a fost faptul că nici măcar unul dintre copii n-a spus mama, tata sau un profesor de la școală. Și mergând pe drum înapoi cu mașina cu colegul, el întrebe pe colegul, el având copii. Tu ai simțit la fel. Și zic, băi, zic, tu cum te-ai simțit, mă, dacă tu l-ai întrebat pe băiatul tău și el ar zice, păi nu știu, e altcineva, e... În primul lucru ar trebui zică tata. Da, cum te-ai simțit tu ca tata? S-a întrebat, ca băiatul tău să nu te aleagă pe tine ca mentor, ca model în viață, de cum să-ți duci viața. Și asta din ce vine? Unde ne-am pierdut? În dezinteresul probabil pe care l-avem în că ideea de a educa cum trebuie. Că zici că niciunul măcar să împiedica unul și îl spunea unul. Și vorbim unu. De un oraș Cluj, adică nu... Da. Na, unde cumva există poate un nivel de educație, să zicem, poate mai crescut decât... Mami, să fiți poștei, nimic. Nici măcar lasă un copil. Lasă proful, mama, tata. Nici măcar, deci la un lisol am primit 3 nume, dar niciunul mama, tata sau un profesor.
Asta a fost partea dureroasă, în care mi-am dat seama că de unde vine treaba asta. Păi părinții sunt provideri de bani. Cu asta se ocupă, da. Se stresează să fie provider de bani, să aducă copilului, da. Se oferă copilului tot, dar nu îi oferă copilului un exemplu. Câți dintre părinți, astăzi, le spun copiilor lor să citească? O grămadă. Câți citesc acasă? Foarte puțin. De față cu copilul. Să zică, păi uite, știi ceva, ia, tu joacă de acolo cu mașinuțele. Ai dat un exemplu acum 5 minute. 90%? Da. Nu. 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 Păi dacă copilul te vede că tu stai la televizor. Da. Și te uiți la televizor, la filme, la nu știu ce emisiuni. Asta face și el. E normal că face la fel. Și și ia de acolo modelele. A, da, deci le vede. De acolo. Le vede. Mamă, vede mașinile conduse, da. De unii, vede hainele purtate, da, de cum unii. Cum arată gagica respectivă. Da, da, da și le vede. Și atunci automat asta interesează. Eu, pentru mine, îl pun aici. Da. Da, nu știu altceva. Noi am avut un exemplu cu un cursant al nostru, un domn, care el a început să facă investiții, a avut niște rezultate foarte bune în investiții, fetița lui era micuță la vremea respectivă și nu putea să participe la cursuri de specializare, de tranzacționare și așa, că era prea mică. Dar era atât de interesată de treaba asta pentru că îl vedea pe tatăl ei că el, în loc să stea acasă să se uite la filme și la emisiuni, făcea trading pe platformă și îl vedea că se joacă, era, da, mintea, da, ei, se joacă, da, tati, cu se banii. Se joacă la bursă. Da. Zicem toți. Sau se uita la masterclass-uri în cadrul comunității noastre. Deci el stătea un loc de 2 ore pe Netflix, 2 ore le petrecea într-un masterclass. Copiii vedeau? Fata lui vedea, da, fata lui vedea comportamentul ăsta, a început să pună întrebări, nu știu ce. Anul ăsta, fata a făcut 15 ani, a venit la curs. Nu cred. Da. Tatăl ei i-a plătit curs. Ce faci tu acolo toată ziua? Da, și a zis, uite, dacă vrei, acum ai 15 ani, deja practic vezi? Înțelegi domeniul și e cursantă în momentul prezent, a venit la curs, a făcut programul, e foarte seritoare și face teme, tot așa, deci... Fii atentă, eu sunt Moș Crăciun, că și arăta Moș Crăciun așa și ai voie să spui o dorință legată de Profit Point și de, da, să nu fie din aia utopică. Ce-ți dorești tu? General vorbind. Despre lumea, nu să călătorești, să, deci te dăm pe tine deoparte. Nu, refer tot la Astrid, la companie. N-ai voie sănătate, n-ai voie, dăm deoparte, la sănătate s-a dat, călătorii și așa mai departe. Dar ceva realizabil, știi, nu-mi doresc o lume mai bună. Ce ai ceva, știi? Adică un prof de basket spune, bă, îmi doresc ca în loc de 8 copii în sală să-mi intre 40, să fac 3 echipe de basket, să joace între ei, să nebunească, să nu mai îmi intre 8 grăsuni aduși de mamă cu forța și să-mi rămână 3. Că asta e realitatea acum, nu e un exemplu, știi? Voi sau tu în domeniul ăsta, ce vă doriți? Adică... Eu mi-aș dori ca toți oamenii care vin la programele noastre și au contact cu domeniul să-și găsească puterea necesară să treacă peste scuzele pe care le au, să facă mai mult. Adică să fie asta, dispus, da, să facă niște sacrificii pentru un viitor mai bun al lor. Că scuze găsi imediat. O, tot timpul. Dar așa, da, și celelalte nații găsesc scuze? Avem, știm? Nu prea. Dom'le, n-am slăbit, păi n-am timp. Nu prea, nu n-am prea. N-am timp. Nu prea. De unde timp? Nu prea. Asta e la mine principală, știi? Nu știu acum, sincer, cum stau statisticile așa foarte bine în afară, din ce am văzut. Da. Da, știu, o singură statistică am văzut mai de mult, cum că în Statele Unite 80% din populație investește în ceva. Nu contează în ce. Adică era acolo în articolul respectiv, spunea că era un număr de, nu mai știu, X persoane care cumpăraseră ceva acțiuni la o companie care făcea venin, adică strângea venin din share pentru ceva medicamente. Și oamenii cumpărau acțiuni la compania respectivă. Da, da, da. Adică, na, nu ceva super. Dar nu la astea mari cu ei, pălurile cunoscute de care au auzit toți. Investesc în ceva, da, în orice. Deci găsesc 80% ceva în care. Da, și ei sunt 300 de milioane. Așa era statistica. Acum poate s-au mai schimbat de atunci lucrurile. M-ai băgat în borcanul cu melancolie. Bine, noi avem, ne lăudăm că avem, încercăm să avem 1000 de kilometri de autostradă și eu 236.000. Astăzi am citit. 236.000 de kilometri de autostradă și la noi ministrul de resort a zis că anul ăsta o rezolvăm și avem 1000 de kilometri. Între care vreo 114 construiți pe vremea Ceaușescu. Deci noi am reușit în 34 de ani să facem 900 de kilometri de autostradă în toată țara. Da, și atunci ne plângem că oamenii nu cumpără cărți și că oamenii au oarece reticență când vorbim de educație financiară. Dar cu toate astea pași se fac și asta e bine. Da, că altfel, da, ne-am fi oprit, mulțumim frumos, hai, la revedere și opream. N-avea rost. Pentru că e reticența asta de început. Cel puțin generația 40-45 plus care a trăit cu banii sub saltea
Și era banca, atât. Apăruse după Revoluție, unde te duceai, puneai banii și luai peste un an mai mulți. Dar tu nu știai de inflație. Iar oamenii când au venit, eu n-am știut până acum 2 ani, când ați venit voi aici, ați zis, stai așa, că inflația e atât și dobândă e atât. N-ai făcut nimic. Da, da, nu, n-ai ieșit. Cum zici, ce ai zis? Bine, mai este și în zona asta de investiții, cel puțin costul de oportunitate. Da. Exact. Adică ce pierzi că nu faci lucrurile. Da. Și stai mă că nu înțeleg. Cum adică nu, că am pierdut că n-am făcut, știi? După da. Aia tu vii și îmi explici. Cât durează la voi, cât la tine un curs? Deci cursul tău cât durează? Ca oră sau ca zi. Deci ne apucăm acum și cât durează? Durează 3 zile. Nu, ca timp o zi, de exemplu. E toată ziua? Nu. E toți pe o oră toată și jumătate. Știi de ce te-am întrebat? Să-ți dau banii pe un curs. Da. Să crezi că am stat o oră și jumătate. Nu, nu. Mai avem ceva? Eu întreb din postura unuia care nu se pricepe. Mai avem ceva de lămurit în așa fel încât oamenii să înțeleagă despre asta și despre asta? Adică e ceva ce am... Că e normal să întreb ne... Deci nu cred că ar fi... Profit Point. Da, îl găsesc pe profitpoint.ro. Da, dacă asta vor... este descărcabilă baterie financiară, Google, Apple Store și așa. Da. Și de pe... Bateriefinanciară.ro e gratuit. Opa! Deci bateria financiară este gratuită, măcar să-și încerce să vadă cât e de încărcată bateria. Chiar dacă nu merg mai departe către notebook. Să nu zici, Alex, că n-am descărcat-o, să nu-i zici. Nu-i zici. Rămâne între noi, nu ne aude. Nu. Ce să-ți dorim ție? Sănătate și astea? Sau să vezi cât mai... Unde vrei să ajungi cel mai departe de casă? Ai așa ceva? Nu m-am gândit în afară. Un Maldive, un nimic? În excursii, da. Să te duci. Plec da. În octombrie, da. Tot din economiile... De mai mult, da. Și din investiții și din zona de economii, activități. Ai zici unde? În Coreea de Sud. Poftim? În Coreea de Sud. Wow. Colegii mei din firmă, colegii mei de echipă spun, mami, ești singura persoană pe care cred că o cunoaște că merge acolo. Păi de-aia te-am întrebat, poftiști, am înțeles din prima, dar zic să mai... Adela, să rămână, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Tu te întorci acum? De seara. Wow, deci ai venit doar pentru noi. Da, și mâine încep program de educație financiară. S-o iertați dacă, bine, acum noi când o să difuzăm peste câteva săptămâni, da. Știi, dar dacă a doua zi, dacă într-o zi ați văzut că e cu ochii așa mai roșii și cu cearcăne, să știți că e din cauza noastră. Nu, că duc bine, adică da, nicio nu se fel vede. Nu, ești adică... mămică și mai tânără decât... Da, încă mai pot, într-adevăr. Da, nu, că de obicei în momentul în care încep programele de curs, zici că nimic nu mai e extern, tot am înțeles. Dispare. Ultima recapitulare, promit, profitpoint.ro, luați caietelul, notebook-ul, jurnalul, cum vrei să-i spuneți, agenduța, este un instrument profi față de ceea ce avem noi acasă, o dungă împărțită cu o liniuță aici, în o agenduță. Nu e rea, dar există și altceva, adică dacă putem scrie cu stilou să nu mai scriem cu cretă pe tablă. Da. Aici descărcăm bateriafinanciară.ro gratuit și o să vedeți, ascultați-mă, jucați-vă un pic. Măcar să încerce, da. Și mai stăm de vorbă după aia în comentarii. Da. Și puneți mâna și duceți-vă la cursurile gratuite, că sunt oamenii ăștia care vă atrag. Ei da? Nu costă nimic. Nu costă nimic. Bați la ușă. Asta ar fi ceea ce mi-aș dori pentru toți oamenii din România. Băi, măcar un curs gratuit să și faci. Și alea gratuite sunt online? Adică nici măcar nu vin la voi? Nu, sunt online. Noroc, atunci. Sunt online o oră jumătate, 3 zile, pe urmă o întâlnire individuală. Adică noi oferim o întâlnire individuală. Tot moca? Tot gratuită, da. Cu scop de a ajuta pe oameni să-și găsească un drum, să găsească niște modalități. Nu te la București? Deocamdată nu m-am gândit la asta. Adela, mulțumim. Cum se zice la voi? Fine, nu? Foarte fain la voi aici. Foarte fain, dar las că rămân la Cluj. Și la voi omor cu traficul? Nu adică, chiar așa, nu. Acum când a venit erau așa 5 benzi, întreba pe ai zis ce? Lasă-mă! Ce se întâmplă? Și care-s benzile? Am fost în Cluj și am venit vineri seara la concertul de Depeche Mode de acum câțiva ani și am zis, bă, ce oraș la ăștia, liniștit, aerisit tot. Și am parcat la hotel frumos, vineri seara. Sâmbătă, duminică, liniște, luni dimineața n-am putut să ies în stradă. Și am zis, bă, nenicule, era cu câțiva ani și a zis, și la Ilie la fel? Eu am învățat de la mine, unde, nu. Și le-am făcut senz, zic, nene, eu mă duc la București, uite numărul, n-am treabă cu voi. Lăsați-mă măcar să ies să-mi văd treaba mea, că apuc calea feleacului încolo drumul. Dar l-ați făcut așa, da, din astea. Nu vă încurc, nu vă încurc. Dar am văzut tot așa pe 3-4 benzi acolo în centru, la catedrala aia mare, la biserica aia mare, ce acolo erau. Acolo, da, e zona foarte faide. Și am zis, nenicule, unde au fost oamenii? Și mi-a zis cineva, nea Cătăline, ai venit vineri seară, mă.
Da, și eu, de exemplu, seara, când plec la Bistrița și vin înapoi, tot timpul știu da, când urmează și da, plec înainte să se apuce să aglomereze. Dacă apuc să se aglomereze, stau câte o oră, da, dacă da, nu da, mai vine la intrarea în Cluj. Bă, eu vreau să plec la București, nu vă încurc cu traficul vostru. Lăsați-mă să, să dea Domnul să, vie, să vă facă metrou, nu? Că asta vă... Era în discuție acum, nu știu ce era, da, da. Nu știu ce să se investească în metrou. Ar fi bine, da. Adela Sărămână, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Dragi prieteni, mulțumim și celor de la Profit Point care ca de fiecare dată sunt alături de noi. Jur că nu știu când au trecut o oră și ceva, cât un curs de... Vreau să știu educație financiară. Intrați pe Profit Point, că acolo găsiți tot ceea ce aveți nevoie. Și duceți-vă la oamenii aceștia la cursuri. Noi terminăm cu cea mai irosită dintre toate zilele noastre, cea în care n-am râs, dar acum o schimbăm puțin, e cea în care n-am investit un picuț, sau dacă hai să nu mergem atât de departe, în cea în care n-am încercat să ne facem ordine în ceea ce înseamnă financiarul din viața noastră. Acolo, ușurel, așa, nu la nivel, că poate într-un an de zile, exact cum spui tu, merge și noi ăștia care n-am fost până la Giurgiu, în Coreea de Sud. dacă vă place, dacă sună. Da. Ne spui cum a fost. Da, să fac și poze, deci... Da, să rămână avit de mulțumiri cu o dată. Să te duci în aeroportul ăla șmecher. Știi, prin Singapore sau prin unde, nu știu, unde se fac legăturile, sau te duci direct în... Nu, mă duc în București, Doha, Doha, direct Seul. Am înțeles, deci nu treci prin... Da, e ceva acolo de văzut, adică te duci special sau pur și simplu ai vrut să te duci în... Am vrut să mă duc în Asia. Ah, am înțeles. Am crezut că ai ceva anume de... Nu, îmi place cultura lor, cultura asiatică în general. Am vrut să mă duc în Asia, în mai multe țări, și în Japonia, de exemplu, îmi plăcea. Aș fi mers la festivalul lor de cireși, floriți, da, dar n-am mai vrut să aștept până în anul următor și zic ok, hai că mă duc oricum. Coreea a fost cumva o pasiune de mică, ca și țară, cultură și așa mai departe. Am zis, ăsta e momentul meu. Glumim, acum, pentru cei care nu au apucat să înceță în Coreea de Sud, urmăriți pe TVR2 Furtuna la Palat, telenovela coreeană. Am început și eu cu ele, nu zic că nu, că de acolo a fost plăcerea. Da, 17 și 30 de minute începe pe TVR2 Furtuna, sau cred că chiar pe TVR1, telenovela coreeană, facem reclamă la postul. Dar acum sunt și pe Netflix, sunt, adică da, ați băgați foarte mult în zona asta. Am înțeles. Încă o dată, hai că de 30 de minute tot zicem la revedere, la revedere. Bine, de mulțumiri cu atât, toate cele bune. Puneți mâna și cumpărați profitpoint.ro, găsiți caietelul și descărcați bateria financiară. Mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere!